O femeie în vârstă de 33 de ani din Târnava a fost acroșată de un motociclu, condus de un localnic în vârstă de 48 de ani. Bărbatul și-a continuat apoi deplasarea, fiind depistat în scurt timp de poliția din Copșa Mică. Oamenii legii au constatat că acesta nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. De asemenea, bărbatul a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii consumului de alcool și substanțe psihoactive. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 48 de ani, localnic, în urma verificărilor efectuate rezultând faptul că nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. De asemenea, bărbatul a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii consumului de alcool și substanțe psihoactive. În cauză, la nivelul poliției orașului Copșa Mică, s-a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, părăsirea locului producerii accidentului, fără încuviințarea polițiștilor, respectiv refuz de recoltare a probelor biologice. În baza probatoriului administrat, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate la nivelul poliției orașului Copșa Mică, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș.